După 5 decenii, în municipiul Hunedoara a fost montat primul pod pietonal peste râul Cerna. Ieri s-au derulat operațiunile de montare a structurii metalice a podului pietonal peste Cerna în centrul vechi al municipiului Hunedoara. Acesta are o masă de 24 de tone, o lungime de 31 de metri și o lățime a porțiunii de călcare de 2,2 metri. După fixarea definitivă, podul va avea și balustrade. Este primul pod peste Cerna construit în Hunedoara în ultimii 50 de ani. Lucrarea este inclusă în proiectul de reamenajare a Parcului Libertății. Utilitatea sa este incontestabilă, în condițiile în care trotuarele de pe vechile poduri sunt destul de înguste și nici nu pot fi lărgite. Mai mult, podul face legătura directă între Parcul Libertății și Muzeul Fierului, de unde, mai departe, pe un traseu semi-pietonal, se va putea ajunge la Castelul Corvinilor într-o plimbare de câteva minute, pe strada Maior stângă, parte din strada 9 Mai și strada Castelului. Sunt convins că acest pod va fi un alt punct de atracție atât pentru hunedoreni cât și pentru turiști. Este unul dintre elementele importante care demonstrează complementaritatea și coerența proiectelor gândite de noi pentru centrul vechi. Zona pietonală din Piața Libertății, reamenajarea parcului, reamenajarea albiei râului Cerna, Muzeul Fierului și legătura semi-pietonală între și dinspre Castelul Corvinilor. Pentru toate aceste proiecte, care vor spori considerabil atractivitatea Hunedoarei ca destinație turistică, am reușit să obținem finanțare europeană și lucrăm acum la transpunerea lor în realitate. Felicit echipa primăriei care a muncit la câștigarea și implementarea acestor proiecte. Nu este deloc ușor să sincronizezi atâtea echipe diferite pe proiecte și lucrări diferite în aceeași zonă, a declarat primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu.